și merită aplauzele noastre. La mulți ani tuturor, la mulți ani doamnei profesor Codruța Florescu, îi mulțumim pentru sprijin și vă predau microfonul pentru a prelua și aduce mai departe activitatea și tot ce se întâmplă în acest festival. Mulțumesc mult, vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani tuturor! Vă mulțumim, încă o dată primiți felicitările noastre pentru toate acțiunile și proiectele care se inițiază aici. Așa, după cum bine știți, fiecare an se desfășoară Festivalul Folcloric Mărțișoare Muzicale. Sunt prezenți din întreg județul Gorj, tineri foarte talentați, copiii care, în măsura priceperii, duc mai departe tot ceea ce ține de folclorul nostru zonal. Mă bucur pentru asta, îi felicit pe dascălii care îi coordonează și care, iată, au venit împreună cu copiii aici. Avem un festival folcloric care are un juriu pe măsură alcătuit din personalități ale vieții culturale gorjănești. Președintele de onoare al acestui juriu este doamna primar, Ușe Ioana. Președintele juriului, Pompiliu Ciolacu, etnolog, profesor la Aparatul Copiilor din Târgu Jiu. Profesor la Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, dar și la Centrul de Creație, domnul Stelian Florescu. Profesor dr. Ștefan Popescu, Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. Profesor la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, domnul Constantin Argin, cel care și coordonează orchestra ansamblului Maria Letărețu a Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. Profesor Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, Camelia Argin. Profesor Liceul Tehnologic Stoina, doamna Ionescu Mihaela. Învățător aici în Stoina, doamna Băciuiu Gina Raluca. Succes doresc jurului, dar mai ales participanților la acest festival. Mă bucur că au venit, așa cum vă spuneam, foarte mulți, foarte talentați, din câte am înțeles, și care, iată, îmbracă cu cinste și onoare costumul popular gorjenesc. Primii care vor veni în scenă și care nu sunt în concurs, dar sunt invitați cu drag, pentru că reprezintă această comună. Este vorba despre grupul de naiști, coordonator, director al Căminului Cultural, Daniela Gianu. Grupul studiază cu elevi înscriși la Școala Populară de Artă, vor mai evolua în fața dumneavoastră Mirescu, Gabriela, Falcău, Cosmina, Sultan, Luiza. Și să sperăm că cei mici să se înscrie și ei la Școala Populară de Artă, la profesorii Ciprian și Ștefan Popescu. Salutăm cu drag Orchestra Școlii Populare de Artă, care a venit de la Târgu Jiu la spectacolul de aici, de la Stoina. Urez acestor minunați copii, de la mic la mare, succes! Și dumneavoastră primiți cu aplauze, pentru că merită.